31 de oameni au murit, 200 de persoane sunt date dispărute și 250.000 au fost evacuate după cel mai devastator incendiu din istoria statului California. 45.000 de hectare de vegetație și aproximativ 7.000 de clădiri au fost arse din temelii. Flăcările mistuiesc totul în calea lor încă de săptămâna trecută, iar autoritățile recunosc că sunt depășite de situație. Doar 25% din suprafața afectată de incendiu fiind sub controlul pompierilor și a echipelor de intervenție. Din cauza vântului puternic, flăcările se răspândesc cu repeziciune. Cele mai multe victime, 19, au fost descoperite în orașul Paradise. În sudul Californiei s-au declanșat alte două incendii, care au distrus încă 34.000 de hectare de vegetație și înaintează rapid, ajungând până în Malibu, unde sute de case s-au făcut scrum. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat într-un mesaj pe Twitter că principalii vinovați pentru aceste incendii din California sunt autoritățile statului din cauza managementului defectuos al pădurilor. Mii de oameni au ieșit în stradă și au protestat față de decizia guvernului de la Zagreb de a modifica vârsta de pensionare de la 65 la 67 de ani. Guvernul croat a propus de asemenea o diminuare de 4% a pensiei pentru fiecare an de pensionare anticipată, dar a oferit în schimb pensii mai mari pentru cei care continuă să lucreze chiar dacă au dreptul să se pensioneze. Sindicaliștii reprezentând industria metalurgică și cei din sistemul sanitar susțin că noua lege afectează îndeosebi pe lucrătorii mai în vârstă, aflați adesea sub presiune pentru a se pensiona anticipat, fie din motive de sănătate, fie pentru că angajatorii vor să scape de personalul peste o anumită vârstă. Ei au atras totodată atenția că în Croația durata de viață este mai redusă decât în multe alte țări din Uniunea Europeană. Sindicatele au promis să lanseze o campanie pentru organizarea unui referendum privind propunerea referitoare la vârsta de pensionare, dacă guvernul nu le acceptă cererile de a renunța la această măsură. Călătorește, fumează iarbă, câștigă bani. Acesta este motoul lansat de o companie din California care scoate la concurs 20 de posturi pentru un job visat de mii de oameni. Aplicanții trebuie să fie dornici să călătorească și să consume marihuana. Compania se numește Heavy Hitters și comercializează produse pe bază de cannabis, iar viitorii angajați trebuie să promoveze aceste produse consumându-le la diferite evenimente. Potrivit Insider, angajații vor primi un salariu lunar de $1,200 plus $500 pentru cumpărarea de produse ale companiei. Evident, toate cheltuielile călătoriilor vor fi de asemenea suportate de companie. Nici interviul nu este unul deloc complicat. Candidatul trebuie doar să posteze pe YouTube un clip în care să explice de ce îi plac produsele Heavy Hitters și de ce crede că i s-ar potrivi postul. Vânzarea și consumul de marihuana sunt legale în scop recreațional în California.